Amice, dacă vrei cele mai șmechere și cele mai ieftine jocuri, intră chiar acum pe Neba, ți-am lăsat un link în descriere. Și dacă vrei haine și aș da șmecheri, intră chiar acum pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Iar pentru articole sportive îți recomand Argol și de asemenea dacă folosești codul Bercea ai 10% reducere. Te-am pupat. Astăzi vom reacționa cu cel mai bun prieten al meu pentru că ați observat și voi s-a creat o chimie între noi și ne înjurăm cum nimeni nu se înjură. Salut, Amice! Ce? Chimia era de mult! Dar acum ați văzut-o voi! Hai, Amice! Amice, sper că ești gata, da? Mi-suci? Ia. Lasă telefonul morții mătii de prost! M-a prins. M-a prins. Ia fie atent aici, Amice. Ăsta zici că e Justin Sămară, mamă. Bă, chiar zici. Ia sufletul pe trecerii la banchet. Dar iau te-l vezi că are mai opus. E sufletul pe trecerii ăsta. Să văd dacă vă mint dacă ne suc. Bă, măcar nu stăm mai pe scaun, amici. Ca tine. Stai că acum oprește. A, gata. A, ăla cu banchetul. Ia uite la Amice, da. Bă, Amice. Asta pe bune că e sufletul petrecerii. Amice, are mai eu că îți dă seama că s-a dus pe la banchet și i-a zis măsa. Dacă îmi vii acasă răcit. Răcit? Omor îți dau. Bă, da, e ca la hoță de cai. Trebuie, Amice, să fie, Amice, sufletul petrecerii, părerea mea. Stai să urmăm un copyright frumos. Dar da. Bă, Amice, omul se descurcă. Omul se descurcă, bravo lui. Înțelegi? Adică, Amice, mie îmi plac oamenii ăștia, mă. Mie îmi plac maxim. Se descurcă cu ce au. Da, mai bine băgat degetul, că era mai curat. Dar vezi că seamănă, bă, dai român? Băiatul sigur e român, deci. Amice? Da. Da, uite, că bea borsec. Amice, da. Dar știi cu cine mai seamănă? Nu-mi dau seama. Cu ăla din Monopoly. Ah, da, cu ăla de pe din Monopoly. Ori cu unchiul Pecos, ori cu ăla din Monopoly. Nu știu, să ne scrieți voi în comentarii. Dar oare în afară se bea borsec, Amice? Nu cred. Nicio. Bă, dar ce mănânci acolo? Fiștic. Tuzi morții mătii. Amice, dacă tot mă uiți și eu la TikTok-uri șmechere. Aia da. Nu mergem cu helicopter. Paracopter. Mamă, și să cadă unul, să le dea drumul, să moară mama. Îți dai seama că se fac praf. A căzut elice, Amice. Amice, îți dai seama că s-a dus. S-a spart, ești nebun. S-a prăbușit elicopterul. Auzi ăla, dacă apucau să decoleze și sărea elicea, să vezi la tuți. Aia e bine că la decolare se întâmplă. Doamne, mâncăție și curata. Ce fericit e că merge atunci cu băieții. Nu știe că în câteva minute mi se face rău. Ce nenorocite, bă. Pe bun. Fain. Amice, eu aparent cred că se ducea să facă moșpituri. Amice, dar știi că vorbim de moșpituri. Știi că m-am întâlnit cu Jaime și ăsta e tata lor la Bișpil, s-a făcut mai moșpituri. El organiza și am zis, auzum, dacă te chem la împărănuta mea, vii, dar face-l dobu, pe cum să nu. Vreau să facem acolo un moșpit șmecher. Și ce-a zis? Că vine. Că facem. Să dai seama să zic costumul. Dar vezi că sună bine să mor dacă te vin. Amice, ăsta e un fel de Eminem al culilor, ești blond? Mă-i puțea gura aici, nici vreau să mă gândesc. Cine, la câine? Păi la câine, îți dai seama.
Că miroase gura. Păi și el lui, de unde știi că nu miroase? Da, bice, da, nu ca la câine, că câinele pădurile spală în viața lui pe dinți. Și mănâncă toate căcaturile. Eu le dau batoane din alea de dinți. A, deci cred că să mai curați în gură, păi decât ești tu. Dacă mine nu, că eu mă spăl mai des, dar decât tine, sigur. Pijama și pe pijama aia ta, de bătrân din spitale. Care, bă, e o pijama cu pești? Da, pești. De bătrân din spital. Zici că dacă mă internează ăștia... Bă, da, trebuie să fie toate la fel. Ami, ce? Ia auzi aici pornire iarna. Acum au rupt pe electromotor rău de tot. Chiar cu rău. Aoleu. Aoleu. About to say. Yes, sir. Mamă, vezi că ăsta e pitbull, mâncați așa. Hell no. Ami, ce? Mamă! Vezi că luase ești prost? Amice, cât de tâmpit să fii să-l juri pitbull-ul, amice. Ia, fii atent. Ia, l-a jurat, amice, ia. Yes, sir! Vezi? Mamă, cum s-a întors! Bă, dar tu vezi că ăsta apă, dar mergea, uite-l. Yes, sir! În latră? Da, el a plecat de treaba lui câinele, deci n-a avut treabă cu el. Da. Ia uite-l, ce-ai zis, bă? Nu, sigur bă l-am jurat. Sigur l-am jurat. L-am jurat, amice. Sigur l-am jurat, sigur. Aoleu. Pentru asta nu erau pregătiți bodyguards, amice. Nu-i vulpe asta. M-a tristit. Nihirasibie, lisa. Are intoleranță la gluten, amice, vorba aia. Da. Da, amice, zis-o ajuns tu că e vai de mama ei. Uite ce hal arată. M-a tristit. Doamne. Nihirasibie. Aia da. Nihirasibie. Știi cine e ăsta, nu? Nu sună cunoscut, îmi pare cunoscut. Horacio Pagani. Aaa, așa bă, Pagani, dar bă, ce dracu. Ia uite, amice, om cu avere de miliarde, cred. Merge cu metrou, amice. Și uite-l cum îmbrăcat. Amice, hai, zi, lasă omul cu avere de miliarde. Omul care efectiv are asta, companie de mașini, amice, adică... De hipercaruri. Amice, e ca și cum tu ai ieși armerie și te duci neapărat, bați 20 de kilometri să mănânci un sandwich de căcat, știi? Amice... Uite-te la el, deci uitați-vă și voi modestia aici. Om cu miliarde. Dar omul e aranjat la modul că nu are... Tricou simplu, deci cred că cu ce e îmbrăcat nu e mai mult de 100 de euro. N-ai de unde să știi, poate sunt totuși. Ceasul poate, dar lasă, zic hainele. Unde, amice, unde? Nu mi se pare. Sunt... Nu știu dacă sunt ieftine sau scumpe, ideea e că sunt simple, amice. Gheozda nu-i de la Pagani, uite. Cu lanțuri de aur, cu desene de toate chipurile și toate astea. Uite, amice, chiar că ăsta e exemplu. Cum unii oameni chiar nu se schimbă de la bani. Uite și tu, Led. Ca mine. Futu-ți morții, mătii. De schimbător. Mă, să mor eu. Moare familia mea. Big Baba. Big Baba. Băi, ești prost. Mâncavaș. Stai așa, că vreau să-mi arăt și o gambili. Nu te futu-s gambele, mătii, că le ai cât am eu antebrațul. Da-și, mă, dă-te, mă, ții, mătii, de pitic, că tu le ai mari, că ai păr pe ele, atâta. Nu mai am păr, că mi l-am luat. Da, ia, minți. Bă, acum am mai crescut ceva, da. Minți. Nu mai e așa, mă. Păi nu se vede. Păi, mai vezi? Nu se vede că nu mai e. Păi nu se vede pe la piciorul, băule. A. Ia, uitați-vă și voi. Bă, ce gambe are, du-te. Gambe. Tu-ți dai seama, amice, cât a făcut asta piața în viața asta. Și cu câte chile de roșii și de astea s-a întors acasă în fiecare zi. Nu știu, frate, dar mi-e frică de bărbatul său. Chiar eram curios să-i văd gambele. Te-au bătut rușii în război, dar n-au văzut că mai ai o bombă la tine. Mai are un de la un cuice, amice, un prăitil, un... Ia uite-l, amice, ia uite-l.
Mare bombă, amice. Nu-l subestimați că mă mănâncă ăsta. Bravo, lor să vă... Amice, da. Ai încercat să iei țara. Dar încearcă tu să iei bomba aia. Pe bune. Nu este și bună în noastră, bătă. Bă, să vină ăsta la mine. Ce pula mea aș face, amice? Dai-i el, ha? Îl omor, nu? Vezi că eu la... De frică, tu-ți dai seama cum dau de frică, amice? Doamne. Doamne, dăm, Doamne, ziua în care merg cu amicul undeva și-l atacă un șobolan. Doamne, dăm ziua aia, te rog frumos. A, păi, da, amice, da, uite, amice, că ăsta e prieten, amice. De ce ai dat domnul Jingles? Păi, amice, prieten, ăla vrea să sară pe ăla. Auzi, amice, știi când o să mergi la șaormerie într-o zi, o să aștepte o surpriză acolo. Ți-l aduc cadou pe domnul Jingles. Da, trebuie să scapă la prin șaormerie. Nu scapă, că-l ține bine. Auzi, amice, dar dacă îi faci ceva, fii atent. Eu știi ce te pun să faci? Îl pui în spatele tău când filmezi să-l văd acolo cum se mișcă. Amice, tu dacă cumva... Bă, n-auzi! ...un șobolan sau un șoarece... Așa? Știi unde se duce? Unde? În WC-ul. Marș, bă, pișeamă și pe tine. Bă, în WC-ul și trag apa. La poliția animalilor, treaba ta. Vezi că Cătălin, talentul ăla a făcut până aici că a murit un șoarece, că l-a chinuit. La treaba ta. Ha. Păi la, eu nu-l chinui. Eu da? A, că lăneci? Unde lănec? Nu, trag apa, dacă supraviețuiește să fie sănătos. Bine, mă, hai că-ți leg și o piatră de gât și te arunc în jiu. Că nu te omor. Bă, dacă supraviețuiești să fii sănătos, să te morți, mă, de aici. Poate te dea mama dreacu și te atingi de el, că să vezi ce ceartă pe acum de ce ai. Oi, suși pula și tu. Șobolanul are cum că-i primit. Yeah. Da, v-aș la muie. What are you doing there? You're not allowed to be... E bun băiatul. Da, v-aș la muie. Bă, îți dai seama că asta e o șansă așa, random, dar nu ți se întâmplă fiecare zi și putea să spună orice altceva, adică sunt câteva cuvinte. Și asta a zis el, da. Da. A captain of the year. Ia uite la mice. Amice, dar vreau să știu cine a prins cortul ăla, mâncați-aș. Pe bune. Bă, e bun rău de tot. Uite la mice, dacă stătea. Ia, ia, ia. Bine. Ia uite la mice, ia uitați-vă la el. Da, e așa, când ne luăm un copyright. Ia uite, amice, prea bătrână. Doamne, ia mă, ce-o fie asta? Bă, ăștia de la țară. Amice. Să nu fi crezut că e la Dumnezeu, amice. Să nu vă zici că ești mai cu curte ce ai. Ia uite la aia. Doamne, ajută-mă. E bun de rău asta. Doamne. Dumnezeu știa că era prea puternic și el dacă știa să arunca. Maică! M-am făcut puțin cător. Mamă! Bă! Bă, așa sare... Asta e bună rău de tot mâncat. Asta s-a rupt, e bun. Acum eu de ce să mint? Că nici eu nu prea știu să sar în cap, dar am fi. Taci. Taci, taci. Nu vreau să mai văd o dată. Bă, nu știu dacă voi auziți,
Dacă viu la tine, nu scap nebătut. Ia minte că vreau să mai văd o dată faza. Deci trece ăsta, îl face, îl learcă la cur. Sare scuipatul din gură. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Dar ce că ăsta, bre, nu mai joacă, n-am fost atent. Bă, omul mă, nu, eu înțeleg să-i crește, scuză-mă. Nu. De buni. Aoleu, e și periculos. E nici mai făcut, frate. Bună rău asta. Lași telefonul jos să te ștergi, da, și asculte același TikTok de 11 pe bun. Bă, nu, dar chiar o pățesc de fiecare dată, jur. Da. Și acum mă spăl pe dinți, tot la fel. Câteodată. Bine, când mă spăl. Când mă... La ce mă uit, amice? What the fuck? La ce mă uit? Bă, e bun. N-am ce zice. Îmi place. Când vezi un furt pe stradă, te întreb dacă nu vrea să vii sau ce de ce. Sunt doar două variante. Asta așa e. Stai așa. Bă, amice, sunt copii ăștia brazilieni. De aici a plecat, mă, Ronaldinho. Faci, uite-te la ei. Amice, dar știi care e treaba? Dar nu cu șoldul, amice. Bă, eu știu fotbal, gen. Bă, și astea apar foarte ușoare. Dar nu e ușor deloc. Adică ce fac ei aici? Unde dracu par ușoare? Amice, gen cum spune-ți, par ușoare, dar într-o oarecare măsură. Adică poți să le faci, dar ai nevoie de foarte mult antrenament. Și unele chestii, sincer, chiar sunt de talent. Trebuie să ai talent să le faci. Sau multă practică, foarte mult. Dar astea nu e vorba de practică. Uite și tot. Ce să... Păi nebun la cap. Hei, bulandiule, tu are mani? Da, Michel la Paris. Nu, 5 de noi bine, normal 2 de... Ai bani, 10 euro, mă? Nu. De ce? Nu-ți bani. Măi, de ce? Bă, amice, tu dai seama, amice, că ăsta e samsar. Bișnițar? Da. Blandiule, tu are mani? E bun, băiatul, eu să mor dacă nu-i cumpăram ceva. Eu sunt curios că te lipi, știe. Bă, dar chiar, dar ăsta nu e Bevali? De la KFC? Nu, cred că nu. Da, seamănă. Da. Ai vreo frică? Cum ar fi, mă, să te ia în combo ăștia doi? Ai pus-o, ești nebun. Bă, dar de ce am cușul ăștia aici, în fine? Wrong place or the wrong time, yeah? Du-te-n pula mea. Ce căcat? Cadavru mâncat așa. Na, amici, mafie. Bă, tu ești prost? Băgați-ai carici. Ce te faci, amice? Tu aduci pe pula. Vai de mine. Cred că aș fugi de... Dragi, te-ar lua. Vezi, amice, dacă te mănâncă în cur. Ia-o zi. Na, amice, joacă. Oricum nu-i văzut el de acolo la față, dar tu crezi că e așa, amice, dacă chiar e pe bune și pare la cum fuge ăsta, săracul?
Bă, gen, știi de ce cred că e pe bune? Că ăștia de obicei, cum ar veni, ei își pun GoPro-uri pe ei că îi fac parcurs și asta. Da, da, da. Tu dai seama, mâncați așa. Da, uite, știu că și orașul e abandonat în pula mea, că nu mai e nimeni dracu pe stradă, aproape nimeni, că... Măcar să iei un taxi ceva. Doamne, mâncați ești gura ta. Da, eu știu că ești gura, amici, deja când... Pov, ai murit și acum se redau cele de 7 minute cu cel mai bune amintiri. Începe monotonie. Care 7 minute? Are 30 de secunde asta. Păi și una dintre amintiri. Bă, tu te-ai mâncat și că sunt persoane care ne consideră, de fapt, mulți, parte din copilăria lor? Ne consideră parte. Da. Noi în trecut, dar acum vreți să ne reveni. Ho, nu fi prost că dau puțin în jos. Lectoratul și-a schimbat skin-ul lui Steve. Nu e adevărat, eu îl văd pe Elber și-a. Mai clasic. El mă vede pe mine Steve. Bici ești prost. Hai că așa numai. Bă, ce nostalgie, mă, cafă așa. N-am ce. Hai să mai vedem unul și gata. Foaie verde, margarin. Mă aflu în zona centrală a orașului Craiova, în fața la hotelul Ramada. Vă iubesc, drag prieteni. Arză-l focul de iubit, mă. Ți-a adus aminte de tinerețe? Da, Constantin, am trăit intens. Par-un cap mi-l albit, mă. Ia, atași că a răspuns la toate comentariile, ia. Aminte, ce are altceva de făcut, sincer? Am strâns multe mândre-n brațe. I-a plăcut viața la Moșorog. I-a plăcut viața lui Nea Mircea. Nea Mircea Tiris. Bravo, Amici. Păi nu, Amice, că ajunge în iad. Depinde. Păi ne auzi, Amice, ce melodie bagă, că a strâns că multe mândre-n brață. Aoleu, s-o fi spomenit, Amice? Nu știu, Amice. Ce tinerețe a avut, bă, băiatule, bă. Da, bă, băieții, cam asta a fost TikTok-urile de săptămâna asta. Like-uri, să mă mai jur și eu cu amicul. Da, sigur că da. Pa.